ordinea de zi făcută cunoscut și avizată în cadrul comisiilor de specialitate. Propun domnul primar să deschidă lucrările ședinței coordonare de astăzi. Bun ziua, domnule consilier, mulțumesc pentru că ați dat posibilitatea noastră de a participa la ședința ordinară de astăzi. Avem pe ordinea de zi un număr de 4 proiecte de hotărâre. Rog pe domnul președinte de ședință să dea citire ordinea de zi, după care să o supună aprobării noastre, după care o să trecem la prezentarea ordinii de zi în detaliu. Domnule președinte. Da, mulțumesc. Primul proiect de hotărâre înseamnă, este numărul 52 din 28-a, privind aprobarea regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Unităților Administrative Teritoriale de Județul Bacău, membru ADIS. Da, proiectul de hotărâre numărul 53 din 28-a privind aprobarea modificării tarifului de precolectare, colectare și transportul deșeurilor municipale amestecate, reciclabile de la populație și aer plus IP, luând în calcul cantitatea programată de 100 tone pe an asumată de delegator la contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciului de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180-2957 din 6-5-2015 și a actului adițional numărul 4 al contractului 180-2095 din 6-5-2015. Diminuarea proiect de hotărâre numărul 54 privind aprobarea referatului de dezmembrare și încheierea actului notarial de dezmembrare pentru imobilul situat în localitatea Marvila, Comuna Cărbasca, Județul Bacău, având numai ca număr cadastral 60447, aluat Cărbasca. Ultimul proiect, numărul 55, privind aprobarea serviciilor de proiectare și consultanță ca obiectivului de investiții în ființare sistem de distribuție gaze naturale în Comuna Cărbasca. Supuneți aprobării ordinea de zi. Supun aprobării ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Mulțumesc. Mulțumesc, domnul președinte. Domnul consilier, o să trec în revistă cele 4 proiecte de hotărâre, așa încât nu am spus să vă formulați opinii, să veniți cu întrebări, clarificări și tot ce implică. Referitor la proiectul numărul 52, privind aprobarea regulamentului Serviciului Public de Salubritate pentru Unități Administrative Teritoriale de Județul Bacău, membri ADIS, ați putut vedea regulamentul care este anexat ca și anexa la proiectul de hotărâre. Acolo sunt menționate toate condițiile care, știu eu, compun serviciul acesta și cu tot ce înseamnă el. Sunt lucruri pe care și noi trebuie să le respectăm. Sunt lucruri care definesc toate detaliile, așa încât utilitățile publice să fie de placul cetățeanului și să nu mai avem contradicții în ceea ce privește acest serviciu, care este o necesitate a zilelor noastre, în vedere dezvoltarea modernă a comunităților și progresul pe care toți îl dorim și îl avem în vedere. Ați văzut, ați citit în detaliu toate conținuta de comisie, ați putut analiza tot ce înseamnă, toate definițiile, tot ce v-a interesat, așa încât să comunicați cetățenilor
aferent acestui regulament. Mai sunt și obligațiile delegatare și obligațiile operatorului și tot ce ține de serviciu de salubritate. Proiectul numărul 53 privind aprobarea modificării tarifului de preț, colectare, transport, deșeuri municipale amestecate, reciclabile de la populație. Conform contractului de delegare, acolo, în etapa în care astăzi ne aflăm, există o mențiune prin care prestatorul trebuie să vină cu o scădere a tarifului de colectare cu o condiție. Adică prețul scade de la 2600, cât dracu, unde mai este, că nu văd. 2654. Da, la 1400 și nu știu cât. 1400. Cu condiția ca ADISUS să colecteze selectiv 1000 de tone de deșeu. Asta înseamnă un angajament pentru toate comunitățile ca acest act adițional care o să fie semnat în urma aprobării în Consiliul Local acestei solicitări, o să fie un act adițional numărul 5, prin care angajamentele astea devin ferme și atunci trebuie respectate de noi. Ce înseamnă asta, știm sigur că înseamnă o angajare serioasă a noastră în acest lucru și atunci, dacă nu vom atinge cota aia de 1000 de tone, bănuiesc că sunt și clauze. Și acolo, la clauze, sunt convins că cel care operează are grijă, din experiență vă spun, are grijă să-și asigure spatele și vor solicita foarte multe lucruri. Deci, o colectare sănătoasă, cum trebuia să fie, înseamnă gunoiul biodegradabil acasă, în unitățile individuale alea de colectare selectivă, gunoiul selectiv în recipientele special distribuite pe teritoriul unității administrative teritoriale și atunci gunoiul menajer în containere din tablă și toate lucrurile vor fi bune. Până când lumea nu înțelege lucrul ăsta și până când nu înțelege că fiecare piatră dată la gunoi ne costă mai mult în fiecare zi, o să fim bun de plată. Proiectul numărul 54 privind aprobarea referendului de dezmembrare și încheierea actului notarial de dezmembrare pentru imobili situați în satul Marvila, Comuna Corvasca, județul Bacău, cu număr cadastral 60447, aluat de Corvasca, planul de amplasament de limitare a imobilului cu propunere de dezlipire cu suprafață de 1190 de metri pătrați. Despre ce este vorba? Până la un moment dat devenise un model de bună practică de a face ceva și a nu termina. Și nu știi când o să vină vremea, când o să ai nevoie de acel lucru început și neterminat. Și pentru acest motiv, astăzi trebuie să luăm o hotărâre de Consiliul Local, care implică responsabilitatea primarului în principal, că el trebuie să meargă la notariat, să semneze un act de dezmembrare, de dezlipire din domeniul public a unei suprafețe, care anterior venirii noastre la primărie a fost donată fără niciun fel de document. Și atunci, vedeți, noi astăzi suntem puși în situația în care o investiție programată pentru luna trecută, astăzi, trebuie să aștepte ca noi să facem documentația așa cum trebuie, conform legislației. Este vorba de domeniul public din apropierea școlii Marvila și dat în folosință Bisericii Marvila, care astăzi ne împiedică în derularea investiției numită construire bază sportivă, teren de sport multifuncțional la Marvila, până la punerea în legalitate a acestor probleme. Adică dezlipirea suprafeței care este îngrădită deja la Marvila și are și morminte pe ea, de 1190 de metri, dezlipită de domeniul public, în ședința următoare vă bănuiesc o să găsim soluția de înstrăinare, prin vânzare, nu știu ce o să fie, cum o să fie, o să vedem ce scrie lege, așa încât, sigur, trebuie altă hotărâre. După dezlipire trebuie altă hotărâre de înstrăinare, să pot să numești. De vânzare către cel care o folosește deja. Da. Lucruri făcute așa din fuga calului,
În încercarea de a demonstra că suntem făt frumos călare pe calul alb și salvăm, care salvăm omenirea, dar de fapt încurcăm omenirea cu probleme de genul ăsta. Deci la ora asta noi trebuia să avem probabil că placa turnată la Marviva, din cauza documentelor și alergăturilor pe la cadastru și pe la notar și prin consiliul local, o să ne prindă iarăși iarna cu un lucru început și neterminat. Avem proiectarea, avem tot ce ne trebuie, avem studiul geologic, avem tot ce avem nevoie. Nu putem să facem, pentru că nu sunt documentele, e o regulă. Și ultimul proiect de hotărâre, privind aprobarea serviciului de proiectare și de consultanță la obiectivul de investiții, înființare sistemului de distribuție gaze naturale. V-am spus că în ședința trecută am aprobat înființarea serviciului. Astăzi avem oferte pentru consultanță și studiul de fezabilitate cu obținerea documentațiilor pentru avize și tot ce implică, așa încât să putem să facem achiziția, să dăm drumul la treabă, pentru că deja sesiunea de proiecte e deschisă din 17 august și dacă nu ne grăbim, sigur o să culegem ce rămâne după coadă. Despre asta este vorba astăzi pe ordinea de zi. Dacă ați studiat, ați avizat și aveți nelămuriri, vă rog frumos să o faceți prin întrebări la subiect. Așteptăm intervențiile noastre. Domnul președinte, înscrie la lor de cuvânt. Domnul viceprimar, deschideți balul, că e mai ușor. Deschid eu? Păi da. Nu mi-e scriută, o nu mai... Sunt patru proiecte de hotărâri importante pentru comuna noastră. Regulamentul de serviciului public de al unităților administrative privind deșeurile este obligatoriu. Trebuie să spunem că am scăpat de amendă, că trebuia aprobat mai de multișor. Am avut inspecție de la Garda de Mediu și acest regulament trebuia să funcționeze. Mă gândesc că problema gunoiului trebuie tratată foarte serios, având în vedere faptul că unitatea noastră, comuna noastră, plătește o groază de bani privind deșeurile municipale. Oamenii nu înțeleg nici la această dată că gunoiul menajer este gunoi menajer și nu altceva, nimic altceva, iar pentru gunoiul, pentru cel selectiv, există pubele, astfel încât omul să nu mai pună în pubela lui și hârtie, și plastic, și sticlă, și toate cele. Pe teritoriul comunei există astfel de pubele, dar de cele mai multe ori și în aceste pubele, în unele sate, se bagă gunoi de toate felurile. Este o mare problemă și trebuie să luate măsuri, domnul primar, astfel încât să trecem la diminuarea cantității de gunoi pe care o ridică Romprescu de la noi, pentru că sumele sunt extraordinar de mari. Suntem cam prima comună din județ, așa spuneau cei de la Romprescu, care plătim pentru gunoi sume imense. Ar trebui, începând chiar de săptămâna viitoare sau din această săptămână, să facem în așa fel încât un reprezentant al primăriei să meargă în ziua respectivă cu cei de la Rompres, acolo unde pubela necesită să fie ridicată, să fie ridicată, iar acolo unde are și altceva în afară de gunoiul menajer, să fie lăsată la loc. Că dacă nu, cantitatea mare de gunoi ridicată implică și costuri enorme. Și atunci o să trebuiască să ridicăm prețul.
În alte zone, chiar la cursul acesta unde am fost, s-a discutat problema că în sectorul 1 gunoiul este subvenționat de primărie. Dar cantitatea este extraordinar de mică, pentru că oamenii selectează gunoiul. Și atunci, normal că dă la gunoi menajer cantități mici și primărie, care are foarte multe unități productive pe raza sectorului 1, își permit acest lux. Noi, vedeți, nu ne permitem această situație, că ar trebui să dăm tot ce încasăm, să dăm numai pe gunoi. Și atunci, este necesar ca să facem acest lucru, chiar de săptămâna viitoare sau această săptămână, domnul primar, să luăm măsuri astfel încât unul dintre reprezentanții primăriei să meargă sâmbătă, să verifice și să lase în fața casei pubelele care depășesc cantitatea. Că cam 18-19 kg trebuie să aibă o pubelă. Așa spun normele. O ai ridicat-o cu mâna că trebuie să fie mai ușoară decât un pachet din ăsta care îl primesc. Și atunci îl lași acolo, se motivează de ce e lăsat, omul n-are decât și mai spunea un domn primar, spunea, domnilor, amenziile, să știți că cumințește lumea. Îți faci dușman 1-2, zice, dar 100 de oameni sunt cu tine. Și atunci, probabil că va trebui să trecem și la acest lucru, pentru că nu se mai poate. La noi, cantitățile de gunoi sunt enorme. Privind dezmembrarea, trebuie să spunem pe șleau aici, este o greșeală făcută de fosta conducere a primăriei, care a atribuit, fără niciun document, fără o aprobare a Consiliului Local, fără nimic, s-a dat o suprafață de teren pe care s-au și făcut morminte. Dacă vă duceți acolo să vedeți la școală, practic s-a închis intrarea în curtea școlii. Dom'le, nu pot să-mi dau intrarea mea la școală să o dau la biserică. Este inadmisibil ce s-a făcut acolo. Și acum trebuie să vii să repari o greșeală făcută. Bine, domnule, dar n-au niciun document. Păi cine se duce acum să scoată mormintele de acolo? Spuneți-mi și mie, se duce cineva? Va veni vreun primar care să meargă să scoată mormintele de acolo? În vecii vecilor nu se întâmplă acest lucru. Și atunci trebuie să rămână școala fără intrare. Nu se știe. Poate în viitor, cine știe, școala aia va fi folosită. Eu știu. Nu se știe niciodată ce se întâmplă. Și atunci, pe unde bagi un camion de lemne? Păstă morminte. Că pe partea cealaltă, dacă se face baza sportivă, și nu mai poți să faci intrare în partea asta, altă să faci intrare, și atunci vedeți o greșeală care acum te costă. În primul rând, te costă întârzierea proiectului care trebuia să fie aproape gata la această oră. Și vedeți? După aceea se reproșează că nu știm să cheltuim banii. Că, uite, te întâlnești de fel de fel de astfel de probleme care au fost făcute fără discernământ și trebuie acum să reparăm ceea ce alții au stricat, fără să gândească că, de fapt, nu se știe niciodată. Școlile astea care nu sunt utilizate acum, trebuiesc păstrate, trebuiesc conservate, trebuiesc lucrări de conservare făcute la ele, pentru că suntem obligați să facem acest lucru. Este un patrimoniu al comunei care trebuie păstrat, nu trebuie distrus. Nimeni nu-ți dă voie să faci în ele altceva. Nu poți să faci nicio sală de mese pentru pomeni sau pentru altceva, pentru că trebuie să ai avizul ISU, care nu-ți dă
în ruptul capului pentru așa ceva școli. Ultimul proiect privind consultanța și asta este un lucru minunat. Eu, unde n-ar da Dumnezeu să prindem proiectul, că dacă întârziem prea mult cu ele o să trecem mai la coadă și știți, primul venit, primul servit. Asta este regula. Așa cum am prins la Iluminat în primele locuri, așa trebuia să fim și acum cu ele gata, astfel încât să putem depune cererea de finanțare, pentru că banii sunt, să duc la cei care au deja totul. În zona Ardealului spuneau și secretarii generali și salariații care au fost acolo la cursuri, spuneau, domne, la noi ăstea sunt pe bandă rulantă, merg așa, toată lumea e pregătită, au proiecte, au absolut tot, numai să depună. Noi, vedeți, suntem la studiul de fezabilitate, ceea ce ne întârzie. Pentru că, vedeți, sunt o grămadă de lucruri care nu sunt făcute, nu avem domeniu public, nu avem acte pe el și așa mai departe. Sunt probleme care trebuie rezolvate și, în rest, eu sunt de acord cu proiectele de hotărâri și cred că sunt strict necesare pentru comuna noastră. Vă mulțumesc! Și completare la cuvântul domnului viceprimar vis-a-vis de domeniul public al comunei Corbasca, cu privire la terenul pe care este în prezent amplasat o parte din cimitirul parohiei din statul Mandila, trebuie să știți că prin hotărârea numărul 25 din 1999, toate școlile au trecut și au fost înscrise prin hotărâre de guvern, prin lege, în domeniul public al comunei Corvasca. Din suprafața ocupată de către școala Mandila, ca și domeniul public, curți construcții, bază sportivă și acces curte, a fost cedat fără acte, în mandatul trecut, o suprafață care constă în intrarea în curtea bisericii și în loc, în 1190 de metri, pentru morminte, pentru cimitir. Fără ca toată această decizie să treacă prin Consiliul Local, să avem ceea ce facem astăzi, diminuarea suprafeței și, pe urmă, să trecem printr-o hotărâre în Consiliul Local de trecere din domeniul public în domeniul privat, ca să putem vinde această suprafață de teren. Vânzarea constă în terenul la care facem noi vorbirea, iar accesul în curtea școlii nu poate fi obstrucționat de nicio biserică. Ne vom folosi de acces comun, ca să nu stricăm ceva acolo, în așa fel încât să avem acces prin fața școlii, în curtea interioară a școlii, pe lângă cimitir. Și să obligăm cumpărătorul, ca imediat după vânzarea terenului să treacă să împrejmuiască în așa fel încât copiii noștri să nu se uite la crucile bunicilor și părinților lor. Da? Că am transformat curtea școlii în cimitir. Curtea școlii a devenit cimitir. Asta este realitatea și nimeni nu spune nimic, toată lumea să rămână părinte, mai avea un pic și luam și baza sportivă de acolo, iar școala trebuia să treacă ca și casă parohială. Vă rog, suntem oameni cu toată firea, avem simțul și obligația de a răspunde în fața la tuturor oamenilor din comună, să nu cedăm așa ușor lucruri de care peste ani copiii și nepoții noștri ne vor trage la răspundere. De ceea ce am făcut și am făcut fără a respecta legea. Pentru că se consideră unii mai presus de lege. Nu fac aluzie la nimeni, dar este o obișnuință așa pe la noi prin țara asta, că odată ajungi pe undeva să tai și să spânzi.
Dacă mi-aduc bine aminte, Comuna Corbasta este înscrisă la Ministerul Culturilor, la Ministerul Culturii și cu un cămin acolo la Marvila, nu? Da. Parcă așa mi-aduc eu aminte, care este în vizorul. Deci suntem acolo pe o listă, chiar de așteptare, dar suntem acolo. Așa că ne trebuie suprafețe de teren. Și noi le dăm o bandă rulată. Da. Fără documente, fără noi. Fie făcute ca să mergem înainte, să reglementăm situația locativă acolo, pentru că nu putem derula o investiție aflată pe planul de investiție al nostru, sau pe bandă bugetată în fază de proiectare-execuție. Adică, ce să vă mai spun că... Da, acum primarul trebuie să meargă să dea la notar, trebuie să-și, pe propria răspundere, să dea o declarație. Notarul mi-a și spus că domeniul public este inalienabil. Prin hotărârea de astăzi, primarul este mandatat ca în numele OAT-ului, a Comunei, a Consiliului, să semneze actul de dezmembrare, fără de care nu putem definitiva cartea cadastrală. Dar nu era mai frumos să se treacă prin Consiliul Local frumos, așa cum s-a procedat și la Băcioi, cu cerere frumos a părintelui, Consiliul Local a hotărât, dacă i-a măsurat suprafața de teren, a fost pus în legalitate. Au documente, au tot ce le trebuie. Au aici? Au de construire, cu tot ce... Sigur, sigur, da. Acum, dacă era o bașcă, ceva, un gardă, mai. Gândește că sunt dormite. Acum sunt două mornite, nu carnate. Doamna Geta, câte sunt două mornite? 7.000. 7? Și doi zicare și tatăl meu, dar nu este mormântat. Dar dacă nu v-ați avut, că e mormântat, dar nu v-ați avut. Da, bine, bine. Toate au fost făcute exact pe marginea gardului, ca nu cumva noi să intervenim și să le restricționăm. Deci au fost duse la limită. Mai aveau un pic și le puneau la intrare în școală. Așa e, era un pic. Da. Doamna, doamna Bani, mi-aduc aminte. Se poate. Vă rugăm cine dorește să se mai înscrie. La... Referitor la proiectul ăsta, eu rețin după ce un dat primărit doamna Podară. Noi deja am avut atunci aprobat două cămini culturale. La da, Băcioi și la Marvila. Așa. De la Marvila era terenul, era interiorul, nu era nicio problemă acolo. Iar doamna Podară a renunțat pe motivul cum este spațiul. Deci era depus un proiect, era tot și o renunțat. Și la Băcioi și la, și la Marvila. Eu nu știu, eu sunt în Consiliul din 2008, dar eu n-am auzit să avem o hotărâre prin care să diminuăm suprafața respectivă și să o scoatem la vânzare, dar așa cum am făcut la Băcioi. La Băcioi, partea din biserică acum a fost scos la vânzare, s-a făcut licitație directă, da. La referitor la celelalte proiecte, în special cu serviciul de salubrizare. E o chestiune bună, se diminuează tariful ăsta de la 2654 de lei tona, sau milicone, da? Mă interesează de când se aplică reducerea asta. Păi, din momentul în care semnăm actul, adică la numărul 4 sau 5, cum vine. Numărul 5. Când toate OAT-urile se aprobă prin Consiliul Local. Până atunci nu se poate face. Dacă un OAT nu semnează, nu se poate... Nu se face, mă, nu se face... Eu cred că permisiunea ta asta îți va atrag atenția că acolo, la documente, există o analiză financiară a operatorului, care ne scoate în evidență anumite aspecte care pe dumneavoastră și pe dumneavoastră ar trebui să ne intereseze. Și dumneavoastră menționează acolo că în perioada parcursă de un an de zile, de anul trecut până astăzi, dumneavoastră înregistrează scăderi de cantități în teritoriu. Da? Deci dumneavoastră nu mai transportă conform contractului cantitățile care erau preconizate pentru perioada asta, lucru generat de intervenția colegilor din OAT-uri și din selectarea deja după deșeurilor în selectiv și menajer,
Și vedeți diminuarea calităților și din construcție și din menajer și din... Asta lor le aduce pierderi. Nici asta nu le convine, scăderea... Este în contract, a fost o chichiță în contract care lor nu le-a convenit. Dar avisul, ca și reprezentat al celor 96 de OAT-uri, vedeți că militează pentru noi și noi trebuie să dăm concurs pentru acest lucru, să toțim și să, eu știu, convingem cetățenii că nu e în regulă să continuăm să colectăm deșeurile la modul la care noi astăzi o facem. Pentru viitor o să fie o povară greu de dus și cine o să fie mandatul următor să aibă mare grijă, pentru că aduce dezechilibru la bugetul local și nu e bine deloc. Rămânem datori și datoriile produc penalități, dobândi și așa mai departe și atunci nu e corect. Da, vă rog, domnul Pușcaș. Da, referitor la proiectul de hotărâre numărul 55, care este termenul de depunere a documentației la, pentru cazul neapărat? Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Deci să-ți facem achiziția ca oamenii să treacă la treabă, de un fotograf fără un contract. Deja aveți... Avem oferte de consultat, oferte de consultat. Avem, aici, sigur, și de consultat și de consultat. Atunci trebuie cel care va câștiga proiectul ăsta să treacă pe urgent la treabă, să vedem. Da, vreau să întreb dacă reducerea asta se vede și în taxa care plătește populația. Că, până la urmă, a mai fost o reducere și nu s-a aplicat. Dar dumneavoastră vreți să înțelegeți că taxa depinde de modul în care noi îi la taxa loc. Depinde și de modul în care ei ne pun la dispoziție tonderoanii care se... Poate ferește. Și noi avem la dispoziție, dar eu nu aș vrea să vii să vezi, să vezi câte kilograme are tonderoane de 900 de kg. Ca eu acasă să selectez gunoiul, trebuie să am unde să-l selectez. Da. Nu vin din capătul satului, tocmai la magazin, să duc o hârtie. E o problemă de percepție. S-a mai discutat problema asta de percepție și a zis că dați amenzi, că aveți, n-am auzit de nicio amenzi. Credeți că amenzi rezolvă. Eu știu că eu sunt... Păi și atunci ce rezolvă? Doar vorba? Aia este următoarea. Dacă locuiați la etajul 10, aruncați sticlele pe geam sau ce făceați cu ele? Întreb și eu așa, că tonderonul e undeva la 2-3 blocuri. Acolo le pun, da, dar la 2-3 blocuri, nu în fundul satului. Păi da, dacă la etajul 10 până la 3 blocuri, ca de la noi la cerul, știi, cam atât. Dar dacă vrei să... Uite, Nicușor, eu vine din capul satului cu sticlă de plastic și le pune în cerul la noi, la selectiv. Nu mă răm bidele. Sau la halangelă, poate să peniți. Vezi, aici înseamnă să înțelegi. Da. Aici înseamnă să înțelegi și eu am pretenția la dumneavoastră, dumneavoastră comunicați modul ăsta de gândire cetățeanului, normal că toți vor vrea la poartă un tonderon de selectiv. Or, lucrul ăsta nu se poate, pentru că tot ce am pus în teritoriul pentru selectiv l-am găsit cu gunoi de grajd. Da? Au fost deschise cu patentul și au fost umplute cu gunoi de grajd. Și un tonderon de plastic, când l-a luat mașina, l-a rupt. I s-au rupt mânerile și... Pentru că trebuie să stai polițist lângă un grup de tonderoane să păzești. Dom'le, nu pune aici ca pe copilul de grădință. Hârtia o pui aici, plastică, scrie, la scrie, la inscripționa, pe toate. Deci dacă e nevoie, punem în fiecare, la fiecare gospodărie. Dar credeți că asta rezolvă? Nu. Pentru că mesajul ajunge trunchiat, domnul Irimie, ajunge trunchiat în sensul în care dumneavoastră nu vreți să înțelegeți. Că nu-i greu să iau într-un sac de plastic de un leu, 10 sticle să le duc la... Păi nu, dar sunteți consilier local și aveați obligația, pe timpul mandatului, să comunicați cu cetățenii corect. Dacă nu este permis lucrul ăsta. Deci dacă noi nu o facem și noi, eu mă întreb cum să fac eu colectare selectivă, păi tante Ileana care nu știe ce să facă, altul încă nu la râpă, că nu are, sau dă foc în o gradă și o să respirăm cu toții ce respirăm. Atunci nu e de niciun cost în capul statului acolo, ne-am avut noi tonderoane, tot așa erau. Dar știți problemele ridicate? Dar nu v-am sugerat să le ridicați, pentru că veșnic puneau ce nu trebuie acolo. Și puneau în tonă. Păi
Păi nu le aruncă în răpă, că pui și ele, dacă e gunoi menajer, de ce să pui să arunci în răpă? La ora asta s-a spus, ați văzut, nu s-a... Dar acolo erau boandri, bocanși, prostii, dărmat, gresii, faianță, dar și nu mai știe ce era. Nu știu, eu aș vrea să văd primarul la care am mers, chiar aș vrea să văd cum arată și credeți-mă că am să felicit personal. E ușor să spui amendă, e cel mai ușor, pentru că nici mie, nici ție nu-ți convine să plătești amendă și nici nimeni. Oricine ia un leu amendă înseamnă un leu mai puțin în buzunar, știi? Mai ales că trăim vremurile pe care trăim. Și greu din casa. Și greu din casa, dar vă duceți la noi să vedeți și acolo o străină, am mai... Da. Și scurge vreasa de la Veceau, că puti deja satul a căcat. Da. Da. E problemă de educație, așa e, da. Nu știți. Mergem pe râd, om, noi și credem că nu-i pune. Asta că se... În dopuri. Văd că au început să mai chemi din așa. Nu uite, uite, vină... Noastră, avem cum. Vină mai pe seară pe Vali pe acolo și să vezi dacă poți să stai afară. Eu când am uitat la jos, am plătit 800 de lei, au venit și mi-au luat? Păi da, dacă ai fosă, dar păi toți care stă pe marginea râpii nu au fosă. Da. Da, o să fie recomandat de toate, să știi, că timp poți să mi rezolvi de toate toate problemele, pentru că lumea trebuie să înțeleagă că noi avem acum de avizat sistemul de alimentare cu apă. Și ni se cere și operatorul cu care să operează în legătură cu golirea vitajelor și o situație oamenilor care au foselor, pardon, vitajelor. O situație a foselor. Și vor fi controle, să știți că vor veni, vor vedea și că fosele nu au fundul turnat și că poluarea asta cu nitrat, nitrit și tot ce găsim în apă are originile unde le are. Și că nu-i corect să arunci în pârâu și multe lucruri nu sunt corecte, dar să știți că nu putem în 10-20 de ani să... Au spus ăștia atunci și noi nu i-am crezut rădeam chiar de ei, că nu vom fi în stare să zugrăvim ce a făcut așa. Se pare că nu vrem să înțelegem, aici e problema, că dacă am înțelege fiecare din noi, fiecare consideră că are doar dreptul de a face ceva, n-are nimeni niciodată o obligație față de cineva. Și aici e problema noastră, că de asta spun de la începutul mandatului. Dacă toată lumea ar fi conștientă să păstreze liniștea, să păstreze curățenia, să sfătuiască în sensul bun pe cineva, să facă ce trebuie în folosul comunității. Se pare că s-a atât de grea, mai grea decât piatra de cărată în spinare. Ce Dumnezeu? Asta e. Asta ne caracterizează, din păcate, astăzi. Și nu trebuie să ne mirăm că trăim astăzi cum trăim. Da? Nu o să vină nimeni să ne facă ceva nou, gratuit, fără să ne ia banii, da? Dacă nici prin acel ceva care vine să presteze, eu știu, servicii publice aici, nu reușim să ne îmbunătățim nivelul de trai, înseamnă că chiar nu vrem. Nu vrem noi. Și dacă nu vrem, să vedem, să vedem fiecare zi lucrul ăsta. Vă rugăm, altcineva. Dacă mai aveți ceva de completat. Nu, mai am făcut pe răspunsurile, știu, înainte de alea. Nu, de ce? Treaba? Da. E nevoie de implicare, domnul Iulia, și dacă vă spun că am trecut prin faza pe care de astăzi treceți acum și dacă tot, nu faci... Tot vorbim de țările civilizate. Arunci un loc de țigară la un moment dat, nu? Da, eu merg cu mașina și văd cum aruncă din mașină, coște banană, spre exemplu. E 2500 de lei amendă. Aici spuneți că nu cine se poate amendă. Cine? Păi câți polițiști ar trebui să fie pe stradă ca să sancționeze pe cei care îi fac pe lume? 10 oameni după aceea sau unde da. Păi, da, dar... bun. Dacă vreți, poate fi un model de bună practică și amendă. Fiecare col să fie din poliția și tot eu am spus odată că la fiecare poartă trebuie câte un... Ai fost în Germania, dar dai pe jos? Nu dădeam. Dar aici dai. Eu oricum nu dau. Aici dai. Nu dau. Eu am fost în Germania, în centrul Berlinului. Poți spune de la bagajul și dai pe domnul Iremia, vă invit în centrul Berlinului, așa să vedeți un cartier populat cu albanezi, să vedeți cum arată acolo, în centrul Berlinului. Nu mai exagerați că la noi e frumusețe, adică stați liniștit. Deci în New York, dacă te duci într-o zi pe seară așa, nu ți vezi treci pe acolo. Să te împiedici de saltele și să sară șomoloane în tomberoane în cap. Și în centru, în centru Berlinului, capitala Germaniei, dacă să nu... În Berlin, dar nu... Am fost și în Roma, am văzut în Roma ce n-am văzut în România, credeți-mă, și nu sunt. Deci comparații sunt destul de stare. Roma e foarte mult, eu știu că am fost și am văzut.
Și atunci ce tot fac? Păi nu, dar noi încă suntem bine, dar putem fi și mai bine să prin, așa, prin contribuția fiecăruia dintre noi. Aici e povestea, că dacă eu nu comunic cu omul ăla care m-a trimis aici, că de aici preiau interesul, bă, bă, interesul nostru e să fie bine. Hai să comunicăm oamenilor cum trebuie să le comunicăm. Și nu că, domnule, vezi că dacă n-ai tomberon la poartă, n-ai cum să dai cu noi selectiv. Leamă că e ușor, sticla de plastic, sticla aia, o pun în roabă și o duc acolo la vale, la tomberoane. Dacă vreau, dacă nu vreau, nu fac. Adică, chestiile de nevoință și de educație, simplu. Le zic vecinilor să nu mai pună crengele pe marginea râmei, să le pună să le dea foc. Și nici foc nu-i soluție. Nici foc nu-i soluție. Dar nici pe marginea râmei. Asta se transformă în compost, se transformă în tot ce este, știți ce, e biodegradabil. Sau pot să le bage pe foc, e mai simplu, în sobă, tocătură și își fac căldură. Dar e vorba de citit aici, să citești, să vezi ce poți să faci cu deșeurile. Toată lumea la nivel mondial luptă cu deșeurile. Deșeurile îți pare că e flagelul secolului 21, o să ne îngroape. E și cea mai mare afacere a secolului 21, dar și cel mai mare flagel cu care se confruntă omenirea. Dezvoltarea asta oamenilor produce deșeu. Și deșeu trebuie cumva gestionat. Dacă nu gestionăm cu... Eu știu cum... Am fost la Vicar și aici, la Baraj. Ați văzut ce e în Vicar? Bidoane și... Dar merge și urât. La uzului de unii bea tot bani cu oameni. Vedeți și acolo ce este. Privește urâtă. Și mai zici că... Sunt garnituri de... Apa ne aduce și ne arată ce facem noi. Și primul lucru pe care l-a spus, a spus, aveți grijă, nu aruncați gunoaie în apă. Da, dar aici la bar era plin. Aduce apa din amont, să știți, că ne aduce absolut tot modul nostru de a ne confrunta cu natura. Apa ne arată, e oglinda în care noi ne vedem. Asta faceți voi, uitați, merge și la Siret, că și la Siret să vede. Când trece cu râul și cară tot de pe Valea Păciorului până la Rogoaza, o să vedeți și acolo. Depunerea aluvionară e una atât de rapidă în ultima perioadă în care nu-ți vine a crede, ce e acolo. S-a colmatat tot la Cora, deci nu mai. De acum încep să apară insule ca la galbe. Asta e. Trăim cum ne comportăm. Vă rog. Da. Doamna Bobo, doamna Vrânceanu, care mai sunteți? Toată lumea. Sunt de acord cu proiectul de hotărâre. Din discuțiile pe care le-am avut aici, suntem de vină, vorba domnului primar. Toți! Om de la om. Toți facem greșeli și așteptăm să vină să ne curățe la gard, să ne ia bunoi dacă se poate. Când am venit cu bidoanele de plastic la brutărie, am avut surpriza să fie în bidon, în tomberonul de bidoane, să fie gunoi. Tei de capre. Papucării și prostii și mărtășiri și n-am avut unde să le pun. Am venit cu ele aici la... Astea de aici, de aproape de primărie. Și aici unii cartoane, le-au amestecat cu... Am mai adus niște sticle de la școală, tot așa am vrut să zic să pun în asta de sticlă. Ce să pui? Cartoane erau. Nu, adică lumea nu înțelege și nu... Iar cu situația de la Marvila de acolo, greșeala s-a făcut și e o greșeală mare, domnule, să te duci să dai fără să ai act în primul rând. Și v-am mai spus mai înainte, sunt morminte, dacă era un gard, o bașcă, dărâmai, făceai curat, dar mai și o casă până la urmă. Dar ce să faci cu morții? Morții n-au nicio vină că i-au dus acolo. Dar problema că s-au făcut așa fără acte și... Pentru sistemul cu gazii să mergeți înainte, să rezolvați cu așa și să depunem, pentru că este un lucru bun pentru noi și s-ar bucura toată lumea să nu mai umbli cu butelia în spinare ca la... Dar asta e că... Trebuie făcut acte și durează și... Sunt de acord cu toate proiectele de hotărâri și sper că... Să nu mai... Nu știu cum... să vă spun. Să nu mai așteptăm de la alții. Haideți să facem și noi. Să ne... Implicăm și noi. Să mai... Că... Nu știu. Eu mă uit aici la școală, deci în centrul comunei Corbasca. Fac, săptămâna trecută n-am făcut, că am fost în concediu. Domnule, te doare capul când vii. Papuci, hârtii, bidoane, haine, de la o zi la alta. Și tineretul ăsta, domnule, nu le mai poate face nimic aici, în centru, zi mai... Nimic absolut.
Deci zi de zi mai pe aici, prin spate, prin... Poliția e în concert. Deci nu știu... Dar nu vine poliția să te ce să... Îl veni pe ăla care el vine și cumpără papuci și îi lasă pe șanț? Sau mă măști peste tot... Sau mă măști peste tot, bă, dar pun-o acolo că ai... Mie mi-a rupt și coșul de gunoi la școală, ce să vă mai spun? Mi l-a rupt. L-am găsit în șanț. Păi l-au rupt copiii. Da, l-am găsit în șanț. Că stăteau deci, călare pe el. N-am zis, noi de la om la om îl vezi pe el, îl cunoști, știi ea cu ei. Trage de el, băi băiatului, băi fetiță, nu știu, da. Pe la dispensari jali, pe la școală jali. Pe aici prin dos nu prea mai vin acum, nu i-a mai văzut aici la cămin. Că tot le-a mai spus, nu mai veniți aici, că să nu se dărmi ceva pe ei, să... nu poți să știi ce se întâmplă. Echip nu i-a mai văzut pe aici. Dar... Doamna Milica, am fost la... am fost pe Valea Pragovei și am avut ocazia să merg la Sinaia să vizitez pe ele. Și acolo, domnule, în afară de faptul că e un tărâm plin de istorie, vin tot felul de oameni și mă uitam și a mâncat omul porumbul fiert. Și l-a lăsat acolo în gard, băi, omule, la palat, acolo, la... Băi, frate, și vin un ziarist care făcea o fotografie de asta, care bănuiesc cu sapoară pe unde... Domnule, e absolut infect ce vezi, numai măști pe jos, numai... Deci asta este, asta e nivelul la care noi suntem astăzi educați. Vedeți dumneavoastră, ce dracu să faci, la ce să, cum să faci ca să... Câtă poliție, câtă jandarmerie trebuie să iei printre noi să ne ia de urechi, să... Ar trebui să ne dea amendă unii altora. Asta cred că ar fi singura soluție cu care ne-am putea corecta. Să fie frică mie de matare și practic așa ar trebui să fiu. Să fiu cu teama că matare mă spui la autoritate, știi? Și fiecare dintre noi ar trebui să facem lucrul ăsta ca să putem să contribuim la îmbunătățirea nivelului nostru. Da, e ca altfel? Da. Nu că gunoaie, eu știu. Poate cățenii noștri care îi dăm, nu avem un cimitir acolo. Primăria a dus într-un veron acolo, așa? Două. Bun. Deci nu vă spun ce era la intrare acolo. Nu vă spun. M-am dus cu Viorica lui Holtea și au zis, Doamne, aș da foc. Eu mă chinuiam să strâng și zic, vrei să mă ajuți? Zice, da, hai să dăm foc. Și am strâns amândouă și am dat foc. Am venit aici de la foc, ca de la grădiniță. Am luat două bidoane cu apă, ca să întindea spre teren. Și am dat foc și am adunat tot ce a fost sticlă și tablă de la candele și ce mai era. Și am dus la tomberon și am uite cetățenii. Vopsești crucea și lași cutia cu pensula la poartă. Cine să-ți o ia? Și în tumberon, când m-am dus, că am strâns, că am mai avut și trași pe aici, așa m-am dus acolo și am făcut gunoaiele, și credeți, voruienile le-au pus în tumberon, care era vorba aia, să usucă și nu știi, și toate resturile de stică și ce era cutii de vopsea, pus la poartă. Cine să-ți le ia? Când noi am adunat de la vecinul, din coace de cimitir, adică tot ce era, dădeau pe sigară. Nu se dă nicăieri cu una vorba asta lucrul ăsta, credeți-mă, nici la scărișoara, nici la rugoaza, nici la margila, nicăieri nu se întâmplă lucrul ăsta. Fiecare și-a gunoiul de la mormânt, consideră că mormântul e o casă care îți aparține, acolo ai să ajungi tu vreodată. Dă, Doamne, știi că mai târziu, da. Băi, frate, când ți-ai o curățenie, ia-ți, bă, cutia de boxea, ia-ți lumânări de candele consumate, du-le, bă, acasă și pune la gunoi. Nu, domnule, pe sticar la vecinul. Și aici au trebuit să băgăm utilaj cu camion, să cărăm, că am cărat destul de aici, să apă scurtule. Da? Ca să putem arăta și noi, ca un sat civilizat. Vedeți că, na, ce să, cât poți să faci? Să vină primăria, da? Primăria, cum se poate, că primăria plătește, să știi că noi, toate astea au fost acolo. Să ia primăria cimitirul, să... Toate astea au fost acolo. Primăria sunt în masa lumii, cum ai? Să-l gospodărească, da? Știți povestea cu inițiativa primăriei? Așa. Ne-am trezit cu un val tsunami, adică era să ne șteargă după fața pământului. Altul cu munca și altul cu... cu bănuții. Da. Mulțumim, domnul Lavar. Noi vă mulțumim pentru tot ce ați adus astăzi aici. Mă bucură că suntem implicați, ne simțim implicați în rezolvarea treburilor comunității. Putem și trebuie să putem să ne implicăm absolut cu toții în problemele care ne aparțin. Că trebuie neapărat
să facem lumină în ceea ce privește organizarea și bună gospodării. Noi vă mulțumim. Supun la vot fiecare proiect. Fiecare proiect, da? Noi este pentru fiecare 55-52, sau cum dacă pe 52 de aici, le face. Așa este. Deci, proiectul numărul 52. Cine este pe acolo? Pentru aprobarea regulamentului serviciului public. Privind aprobarea modificării tarif. Da, 54. Privind aprobarea integratului de dezvoltare. 55 ultimul proiect. Cine este pentru? Cine este pentru 55? Mulțumesc frumos! Asta vă mulțumesc și eu pentru implicare, exact cum spunea domnul președinte de ședință, și mă bucur că discuțiile au generat și controverse care ar trebui să fie externalizate, să nu rămână doar aici. Lucru care ar ajuta, din punctul meu de vedere, foarte tare și pe cei de afară, ca să înțeleagă ce noi discutăm și pentru ce noi ne certăm aici. Da? În altă ordine de idei, cred că puteți vedea că ne preocupă în continuare tot ce este nou, ne preocupă interesele comunității și nu putem să stăm, să cădem pe ureche și să intrăm în campanie cum alții cred că o facem și noi nu o facem. O să ne dezamăgim, nu o să o facem, o să ne vedem de treabă până în ultima zi și nu o să batem câmpii în ideea de a convinge pe cineva. Cine este convins, e convins deja și cred că nu mai are nevoie să ne vadă pe noi culturând steaguri multicolore pe la porțile dumneavoastră. Ne interesează tot ce este nou. Spuneam și credeți că și alimentarea cu gaz este nou. O să vină și drumurile alea care, din nefericire pentru unii care nu vor să înceapă, vor începe. Deci, și din fericire pentru noi, ele vor începe, da? Săptămâna aceasta avem, avem garanția că vom primi proiectul tehnic. Știți bine că am stat un an de zile în contestații. Proiectul tehnic în cel mai scurt timp, aproape 3 săptămâni, a fost gata, după care o să luăm autorizația de construire și să dăm ordine de începere. Eu preconizez că până la 15 septembrie drumurile vor începe și utilajele vor fi pe drum. Asta înseamnă muncă, asta înseamnă implicare, dedicare și o să se vadă că fără să ne facem un titlu de glorie, noi chiar ne facem treaba și contrar celor care afirmă ce afirmă în perioada asta, locul mărunt de care nu ne interesează, lumea o să vadă și o să poată să tragă concluzii când e de tras concluzii. Aș avea rugămintea ca să... și poate prin rugămintea adresată prin terți. Ca cei care vor face campanie electorală să o facă în mod civilizat, și să nu apeleze la jigniri și la tot felul de acuze aduse unora că s-ar putea să acuze pe ei înșiși. Eu zic că un limbaj decent și o strângere de mână fac mai multe decât lucru cu data. Da? Nu suntem toți țigani, nu suntem toți cercetori, nu am crescut pe la poarta zonului eu știu cui și n-am avut ce mânca. Am mâncat ce ne-a dat Dumnezeu și cred că ne-a crescut un lucru. Și țiganii sunt oameni. Și țiganii sunt oameni, cu siguranță. Mie mi-e mai dragi poate ca altora, dar nu e vina mea. E vina mea că i-am putut cunoaște, dar de asta. Fericire, mă bucur că sunt țigani. Și dacă ești tu, dacă ar avea ocazia să-i cunoască, i-ar aprecia. Și nu ești tu. Nu sunt țigani.
Dar întotdeauna nu avem probleme că românii sunt răi. E o problemă de percepție care ne caracterizează, din păcate, că noi în zilele astea și noi corect. Mie nu pare rău că mă face cineva țigan, să știți, din potrivă. Și eu mă bucur, n-am nicio problemă, absolut nicio problemă. Eu acolo mă simt ca la mine acasă, și aici mă simt ca la mine acasă, și la Scărișoară, și peste unde mă duc, sunt ca la mine acasă și lucrul ăsta mă face să fiu mândru, că sunt de la Corbasca. Am să fiu și noaptea și ziua la Corbasca, am să fiu și duminica și în sărbătorile pascale și am să fiu tot timpul. Și dacă voi fi primar și dacă voi fi primar. Cam asta suntem noi și eu cred că ne-am făcut treaba și ce am promis, cred eu că suntem în grafic cu tot ce am promis și nu-i corect ca să se arunce cu noroi. Așa încât lumea care ne-a respectat și ne-a salutat să ajungă să se uite la noi ca la niște oameni murdari și nu-i corect. Lucrul ăsta eu consider că nu face vreunui om cinste din cei care vorbesc. Mă rog, e treaba dumneavoastră, până la urmă, e vorba de educația dumneavoastră, de modul dumneavoastră de a fi și e problema strictă a dumneavoastră. Vă mulțumesc frumos, cred că o să mai avem cel puțin două ședințe, una extraordinară, probabil, sigur, și una ordinară. Da? Să ne dați un pic și să vă ajutăm de jos. Veniți să ne dați și la ultima ședință, să nu avem.